Bună ziua, domnilor și doamnelor! Mare problemă de ordin tehnic, frigul ne face probleme, mie în mod special, de ordin tehnic, pe interior frigul îmi face probleme. Azi noapte, vecinii de la etajul 4 m-au sunat foarte drăguți pe telefonul mobil să mă roage să nu mai tușiesc atât de tare, că nu pot să doarmă. Eu râd, dar nu e de bine. Și doi la mână, când a vrut să le răspund, halo, mi-a ieșit toată chestia. Halo și Niagara. Tare-i rău să fii răcit, da? Ca să știți despre ce vorbim. V-am mai zis și iarna trecută, la fel, nu? Când se apropie sezonul rece, neamțul dă în răceală, logic. Piftie mă fac. Doi la mână, aceleași probleme cu mașina. M-am urcat dimineața în mașină, dau la titică la cheie. E, titizic, avem mari probleme. Dacă e octombrie abia azi, 3 grade afară, ceasul meu e de bord, flicărea acolo de nebun singur că își pierde ora, nu știu ce naiba se întâmplă. Și cam tușea și tite al meu. E, zic, și abia octombrie, nici nu vreau să mă gândesc la iarnă, la iarnă, iarnă, ce o să se întâmple. No, de ieri până azi nu mi s-a întâmplat mare lucru, ca să știți, adică când zic că nu mi s-a întâmplat mare lucru, chiar nu mi s-a întâmplat nimic. Ne pregătim activ cu trupa de teatru Dan Alexandrescu pentru alte și alte piese, deja băgat în 5 piese și vă imaginați ce e în capul meu, în afară de... Și așa, informațiile acolo se bat cap în cap, acum am 5 piese cu care trebuie să mă chinui. Nu vă dau eu detalii, dacă o fie regizorul Radu Vătafos vă dea mai multe detalii, fie coordonatoarea Camelia Duca, o să dea detalii impresă în caz că vreți să știți. Aflați că în 1066 armata normandă a lui William I cuceritorul a învins armata anglosaxonă a regelui Harold al II-lea, ucigându-l pe acesta în bătălia de la Hastings. Nu știu cât vă interesează, în 1465 apare prima mențiune documentară a Bucureștilor, care ședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. În 1582, din cauza introducerii calendarului Gregorian, această zi din an nu există în Italia, în Polonia, în Portugalia și Spania. Da, în caz că vă interesa povestea asta, aflați că ziua de 14 octombrie nu există în 1582. N-a existat, au trecut direct pe 15. În Italia, Polonia, Portugalia și Spania. George Washington a proclamat prima zi a mulțumirii, Thanksgiving Day, da, în 1789. În 1802, în Țara Românească a avut loc un puternic cutremur de pământ, cel mai mare seism din România consemnat de documente. Cutremurul s-a produs evident în zona Vrancei și se apreciază că a avut o magnitudine de 7,7 sau 7,9. Bucureștiul a fost grav afectat, aici prăbușindu-se turnul Radu Vodă, Hanul Șerban Vodă și o parte din turnul Colței și, bineînțeles, multe alte construcții. În 1900 apare cartea Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. În 1912 a început guvernul Titu Maiorescu II până pe 31 decembrie 1913. În 1944, în al doilea război mondial, feldmareșalul german Erwin Rommel este ucis din ordinul lui Hitler, iar în 1947 pilotul american Chuck Yeager zboară cu un Bell X-1, devenind primul om care a zburat cu viteză mai mare decât a sunetului. Adică, practic, ce s-a întâmplat acolo? Omul ăsta a fost el pilot de încercare și un american super, 100%, da, neînfricat, etc., etc., cum ne spune nouă propaganda americană, dar, practic, când a plecat el de pe loc, el a început cu sâmbă, da, și când a ajuns în partea elaltă și a aterizat, a venit și restul jurăturii. Că el a ajuns înaintea în jurăturii, practic, da, ca să-și... Nu? Vă imaginați puțin? Alo, și când a coborât, putea să răspundă singur la telefon al lui. Da, că a mers cu viteză mai mare decât a sunetului. Un avion de recunoaștere american, Lockheed U-2, a zburat deasupra Cubei și a fotografiat rachetele sovietice capabile de a purta încărcătură nucleară, declanșând astfel criza rachetelor cubaneze în 1962, iar în 64, Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1981, vicepreședintele Hosni Mubarak este ales președinte al Egiptului la o săptămână după ce Anwar Sadat a fost asasinat. În 1994, liderul palestinian Yasser Arafat, primul ministru israelian Itzhak Rabin și ministrul de externe israelian Shimon Peres primesc premiul Nobel pentru pace.
Cântați împreună cu mine Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască lui Victora și Iacob, fotbalist român, Cristiano Bergodi, fotbalist și antrenor italian, Carmen Trocan, actriță română, Ioan Giurgescu, politician român, Ștefan Sameș, fotbalist român. Bă, să mor, numai fotbaliști, parcă promovează ăștia de pe Wikipedia, mă. Lia Manzoc, scenografă română, mulțumesc. Kate Grenville, scriitoare australiană. Iosif Dan, politician român. Marian Papahagi, filolog, era zic fotbalist din obișnuință, filolog român, critic și istoric literar român. Dan Beizadea, instrumentist și dirijor și compozitor român. Mobutu Sese... V-am mai zis domnul ăsta odată, așa-i? Mobutu Sese Koko. Și mai urmează vreo 17 nume pe care nu mi le mai zice din fericire Wikipedia, dar vi le aduc eu aminte dacă pot. Ia să văd. Numele lui, două pedale, ia să vedem. Cum îl cheamă pe el, de fapt, că mi-a plăcut mereu numele ăsta. Deci, îl cheamă Mobutu Sese Koko Ngabendu Vazabanga. Dar pe numele lui adevărat e Joseph Desire Mobutu. Explicați, vă rog, de ce un om pe care îl cheamă Iosef Desire preferă să se redenumească Mobutu Sese Koko Ngabendu Vazabanga? V-am dat pe spate. Mobutu Sese Koko. Roger Moore, la mulți ani, maestre! Roger Moore, bă, eu sper să nu mă înșel, Roger Moore nu a fost și 007, dar a fost și Sfântul? N-a fost 007 Roger Moore? Nu, ăla e Pierce Brosnan, bravo mie! Roger Moore a fost Sfântul, frate, din seria filmelor cu Sfântul, ăștia mici n-au de unde să știe. Sfântul a fost unul din primii mei eroi, nu pot să zic supereroi, că nu are superputeri, de altfel, pe de altă parte, nici Batman nu are superputeri și totuși este un supereroi. Sfântul Bre! Ui! Da? Pe urmă, deci la mulți ani maestre, născut numai în 1927, ca să știți. Dwight Eisenhower, politician american, și el e născut tot pe 14 octombrie. Ciprian Porumbescu, născut în 1853, și pe urmă ăștia de la Wikipedia sar direct la Ferdinand al VII-lea al Spaniei în 1784. Altcineva? Nu. Cine ne-a părăsit? Mă, ce-mi place să fac așa cu degetul. Tehnologia este absolut bestială. Cine ne-a părăsit pe 14 octombrie? Aflați Benoît, un francez, matematician, Leonard Bernstein, dirijor și compozitor american, Martin Ryle, fizician și radioastronom englez. Vedeți cum mor foarte mulți oameni de știință și se nasc o grămadă de fotbaliști. În direcția asta mergem. Errol Flynn, actor american, Erwin Rommel, feldmareșal german, Gheorghe Adrian, politician și general român. Am zis general? Da, general român. Johan Christian Dahl, pictor norvegian, și Sophie de Mecklenburg-Güstrow, soția regelui Frederic al II-lea al Danemarcei. Astăzi este cuvioasa Paraschev. Nici nu mă chinui să încep sau în fine să continui povestea de ieri. Asta este cuvioasa Parascheva. Și ziua internațională a standardizării. Ce aia? E ok, am înțeles. Ăștia pun câte o zi pe fiecare cuvânt din dicționar. Asta este ziua internațională a anvelopei. A abcesului. Că e AB, da? Ziua ABC chiar. Ziua internațională a abcesului. Bă, ce înseamnă că la mulți ani, stai așa, tu nu știi cum să scapi de el? Da? Și la mulți ani, nu la mulți ani, nu! Nu poți să-i spui la mulți ani unui hemoroid, nu vrei să scapi de el! Cum să, la mulți ani, îl pipăi așa frumos, îl mângâi pe cap, la mulți ani, mă bucur că ești acolo. Mai fi să fii. Ziua internațională a standardizării. Explicați-mi, vă rog, care-i noima. Când toată lumea îți spune, ești unic în felul tău. Suntem toți unici, ceea ce ne face comuni. Da? Este ziua internațională a standardizării. La ce? La persoane? La clădiri? Dacă noi toți vrem să fim unici, să personalizăm spațiul din jurul nostru, tot ce ne înconjoară trebuie cumva personalizat. Cum adică ziua internațională a standardizării?
Aș vrea ca Wikipedia să-mi dea detalii, dar nu există detalii. Ziua internațională, în fine, este ziua internațională a standardizării. Mă bucur că există și așa ceva. Apropo de standardizare și de idioțenii, da? Da, în fine, hai că am niște subiecte astăzi de toată jalea. Toată lumea vorbește de iminentul război mondial. Turcia a fost atacată, Ankara, explozii, unii spun că au fost ruși, unii că au fost americani, de fapt, că nu știu ce grupare. Da? Toată lumea vorbește despre chestia asta. Știi mai puțin. Ce găsesc eu este topul celor mai scumpi pantofi din lume. Pentru că există și așa ceva. Adică există. În Africa, la fiecare 4 minute, un copil moare de foame. În Statele Unite, la fiecare 4 minute, un copil intră cu armă automată într-o școală și începe să tragă de nebun. În Rusia, la fiecare 4 minute, un rus pică sub masă rupt în gură de beat. În România, la fiecare 4 minute, un român părăsește România și se duce în oricare altă țară din lume, fiind mai bun și mai bine de trăit decât aici. E, peste problemele astea, care sunt probleme stringente, majore în lume, cineva face un top al celor mai scumpi pantofi. Apropo, știți, de știri idiote. Știți selfie stick-ul ăla, nu? Ai un băț în care îți înfigi în capăt telefonul, iPhone-ul, bineînțeles, da? Că pentru astea sunt făcute. Și stai cu bățul ăla și îți faci singur poze. Nu există un narcisism, o dovadă de narcisism mai clară decât asta. Să mergi cu bățul după tine și să-ți faci singur poze în orice moment. Da? Mai nou, dar nu știu cât e parodie, cât e vrăjeală sau cât e pe bune, dar mă aștept să fie și pe bune, un selfie dildo. Dildo selfie, frate. De ce? Ca să ai și mâinile disponibile. Să apari în poze făcând așa, da? Ți-l bagi, te simți bine în timpul ăsta și îți faci și poze. Și ai mâinile disponibile. E cam bancul ăla. Vrei să-ți arăt un truc? Da, uite mâinile. Ceva de genul ăsta. Cam bancul ăla. Selfie dildo. Deci vă rog, poți să faci poze și să-ți apară și mâinile, amândouă. Asta era problema. Încercaseră ei să facă povestea să te scape de să ai o mână ocupată, gândind pantoful selfie. Adică ridici piciorul și în vârful pantofului îți pui telefonul. Înțelegeți problemele umanității? Mă întorc la topul celor mai scumpi pantofi, pentru că, da, și ghiciți de care sunt. Din variante de răspuns. Pentru mine sau pentru ea? Da, ați ghicit din prima. Pentru ea. De? Bărbații, hai că vă zic imediat. În trecut, oamenii cumpărau pantofi doar pentru a-și acoperi picioarele. Bărbații au rămas și acum la chestia asta. Bre, încălțat, da. Timpurile s-au schimbat, iar pantofii au ajuns să reprezinte o parte foarte importantă din garderoba noastră. Nu a noastră. A voastră. Yeah. Litsearch.com a realizat un top al celor mai scumpi pantofi din lume care vor impresiona pe oricine. Prețurile acestor pantofi pot să pară scandalice, că vor impresiona logic după preț. Pot să pară scandaloase pentru mulți oameni, însă în timp ce citiți despre ei, țineți cont de faptul că în lume există un număr destul de mare de oameni care îi dețin. Pe locul al șaselea... Pe locul al șaselea există o pereche de pantofi în valoare de $1,000,000. Și pe locul 6. Dar ce fac pantofii ăștia? Sunt numiți după Marilyn Monroe. În fund, afixată în vârful pantofilor, se găsesc pietre prețioase dintr-o pereche de cercei care a aparținut chiar celebrei actrițe. E clar că asta este o pereche de pantofi. N-au putut să facă 500 de perechi de pantofi decât 1,000,000 fiecare. De ce? Pentru că femeia aia n-avea 500 de urechi. Avea doar două, ca toți oamenii, deci o pereche de cercei pe care i-au pus în funda. Acum, pe bune, serios, $1,000,000 pe o pereche de pantofi pe care îi pui într-o debara acolo și spui pe urmă, n-am cu ce să mă încalț. Femeie, ți-am făcut un cadou de $1,000,000, măcar poartă-i dracului odată. Nu că-i stric! Lasă-i acolo! Pe locul 5 se află o pereche de sandale din platină cu 642 de rubine încrustate în satin roșu, care costă numai puțin de $1,600,000.
pentru sănătatea mentală a celui care cumpără pantofii ăștia, sper ca pantofii ăștia să vină și cu domnișoara în ei, la banii ăștia. Adică iei o pereche de pantofi, dar să aibă și o tipă înăuntru. Sufletul meu, măcar atât, dai 1.600.000 de dolari pe o pereche de sandale, bă, sper să aibă și o stewardeză. Mi s-a stricat o piesă la pantofii ăștia. Care? Stewardă, vreau alta. Pantofii, ok, dar piesa care iese din ei nu place, n-are, e așa, dar vreau alta. Doar așa, frate, să-mi iau o pereche de pantofi, deci, înțelegi? 1.600.000, să eu sper să vină cu femeie înăuntru cu tot. Mă mai uit, oare mă mai sperie ăștia? Da. Pantofii de pe locul al patrulea costă numai puțin de 2 milioane de dolari și au fost creați pentru finala unui sezon al emisiunii America's Got Talent. Perechea are peste 14.000 de diamante în ele, încrustate în aur alb. Întregul proces a durat aproape un an. Mă, întrebarea mea este, pantofii ăștia put? Adică eu înțeleg că sunt de diamante și de aur alb și dacă când îi scoți din picioare nu-ți pică nasul? Că cum e să mergi clink, 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 clink în continuu că sunt crustați în aur alb și când îi dai din picioare jos după finala America's Got Talent, toată audiența pică moartă. Locul al treilea este ocupat de o pereche de pantofi create, de creații, de Stuart Weitzman. E, atunci da, merită. Stuart Weitzman. Pantofii fiind realizați din piele italiană, de italian cred că la banii ăștia, 2 milioane de dolari, un italian îl chema Pedro sau Petro, cum dracu, pantofi de piele de italian, e o diferență. Are numai puțin de 565 de diamante perechea. A fost purtat o singură dată de Alison Krauss la gala Oscar din 2004. Mi se pare numai mie. Ați văzut? Apropo, eu nu înțeleg moda, mă. Dacă vreți să știți punctul meu de vedere legat de modă, urmăriți Diavolul Poartă Prada, filmul. Căutați-l și în engleză. Da? The Devil Wears Prada. Eu sunt tipa aia care vine și vrea să se angajeze la un studio de ăsta de, nu știu ce, revistă de modă și n-are idee despre ce e vorba. Și nu că n-are idee, nici măcar nu interesează. Ce Dumnezeu e asta modă? Ați văzut ultimul tip de modă? O tante îmbrăcată într-un sac de gunoi negru, sac de ăsta de-l cumpărați a 15 bani, da? Îmbrăcată într-un sac din ăla cu o bucată de gard pe cap, gard din lemn, de uluci. He, aia e modă. Să lămurim o chestie. Eu înțeleg moda ca o creație de haine pe care le poți purta. Modă. Ultima chestie pe internet de mi-a spart ochiul a fost, au fost femei, persoane, cred că erau femei, nu sunt sigur, persoanele, că în mod nu mai știi ce sunt femei, bărbați, n-ai idee acum că toți, da? Care purtau alte persoane pe post de accesorii. Da, bre, n-ai văzut? Uite cum am ieșit. Era o tip, deci o, cred că era un bărbat îmbrăcat într-un sac de gunoi, nu exagerez, un sac negru de gunoi, tăiat aici la gât ca să poată să-și scoată tărtăcuța, pe umerii ei, cu capul în jos, a persoanei în continuare zic, cu capul în jos, tot îmbrăcat într-un sac de gunoi negru de plastic, altă persoană. Asta e moda. Dacă ies eu așa pe stradă, mă arestează. De ce, frate, ce faci cu ăsta? Păi m-am îmbrăcat de iarnă. Dar tipa să fie invers, da? Deci cu fața spre mine. Păi de ce? Ca să mă încălzească la zonele inghinale. Suflă. Da? E modă, frate, am văzut la televizor. Dacă fac eu chestia asta, mă arestează. Cum să merge așa? Deci, vorbesc serios, nu exagerez, să cauți pe net, este viral. Ultimul tip de modă. A, și tipul care avea un sutien în cap. Prins, deci imagine, eu cam sus acum. Cupele e așa și el legat sub barbă cu un sutier. Modă, frate. Bă, eu nu înțeleg moda. Ori fi niște, nu știu cum să zic, niște chestii fantastice, niște creații extraordinare, geniu, ascuns, dacă îmi zic ascuns, ascuns, frate, total. Deci nu-l găsește nimeni, da? Dacă și asta e modă, păstrați-o și lăsați-mă pe mine să mă îmbrac cum mă simt eu bine. Cu tricoul peste bluză, că îmi place, și cu papuci care, asta este, trebuie să mai și duhnească ceva, nu? Dar să dau 2 milioane pe pereche de pantofi pe care îi port o singură dată? De ce, că au 500 de diamante?
Mă mai uit la pantofi? Diamante, safire și rubine, pantofii Rita Hayworth reprezintă una dintre cele mai bune perechi din lista celor mai scumpi pantofi, ocupând locul al doilea cu 3 milioane de dolari. Mă uit la ei, pantofi negri. Pantofi negri normali. Vezi, ți arăt? Nu. Pantofi normali. Pantofii de pe primul loc sunt copia oficială a perechii de pantofi magici roșii a lui Dorothy din Vărzitorul din Oz, cu o valoare de din Oz cu o valoare de 3 milioane de dolari. Aceștia sunt decorați cu 4600 de rubine. Bă, pantofii ăștia sunt de fapt niște opincuțe pe care îi găseai într-o perioadă la Gulliver aici. Opincuțe de alea roșii care costau 7 lei sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, poți să dai într-adevăr 3 milioane de dolari și să porți niște rubine, că practic pantoful nu mai există, numai pietricele una lângă alta. Nu înțeleg moda, îmi cer foarte multe scumpe, poate printre voi sunt creatori de modă, dar vă rog, dacă vă apucați de creat haine, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, creați haine de purtat, pantofi de încălțat. Eu sunt genul ăla de... V-am mai zis de vreo 7 ori până acum. Simți estetic la mine? Zero. Simți practic la mine? Ok. Simți al fashion-ului? Bă, da, ce? Uitați-vă cum mă îmbrac. Ca idee. Mă îmbrac cu negru pentru că merge cu orice. O singură dată am încercat să pun și eu niște culori pe mine și arătam ca un papagal. Dacă îmi puneam un cioc și făceam cochez, cochez. Da, papagal. Eu nu știu să mă îmbrac, frate. Nu-s cu fundul gol? Îs îmbrăcat. Nu-s desculț? Îs încălțat. Da? Cunosc persoane care pierd ore în șir în magazin, probând haine. Eu sunt de partea elaltă a perdelei, încercând să mă auto-înjunghii în spate cu o drujbă. Haide, bre, că-s haine! Câte haine poți să încerci? Blângi! O pereche de craci, un firmoar. Ce trebuie mai mult? Nu că ăștia au nasturi nu știu de care. Bine, domnule, dă-i jos, ia alții. Nu că ăștia, nu știu cum, dracu, jumate evazați, jumate drept, trei sferturi bufanți și un sfert nu știu cum naiba. Dă-i, bre, jos. Da? Ăștia parcă, cum ăsta îmi fac fundul mare? Bre, fundul tău, nu ți-l face pantalonul mai mare sau mai mic. Același fund ăla-i tot timpul. Îl târâi după tine, acolo în spate, sub șira spinării. Crezi că blugii îți fac fundul mare? Nu! Pizza îți face fundul mare. Aia pe care o bagi în tine ca porcul în fiecare zi. Urăsc întrebarea asta. Crezi că îmi stă bine cu rochia asta? Dar eu de unde să știu? Tu te uiți la mine cum mă îmbrac? Crezi că eu știu dacă ție îți stă bine? Nu știu pentru mine dacă îmi stă bine cu ce mă îmbrac eu. Că arăt ca o sperietoare de ciori în trei sferturi din timp. Dacă îmi pun o mască de aia pe față și stau așa, nu mai vin ciorile. Crezi că îmi face fundul mare? Care-i răspunsul corect? Auzi, cred că intru într-un tunel, nu te au semnal și pleci din cameră, te duci la băut cafea sau să fumezi pe terasă. Doamne ferește! Vă zic eu din proprie experiență, dacă prietena, soția, iubita, amanta, vine și vă întreabă, crezi că rochia asta îmi face fundul mare? Gândiți o variantă să ieșiți din cameră, repede, pentru că e o capcană. Dacă îi spui nu, deci mă minți. Pentru că ea știe care fundul mare și că e cât un butoi. Ea e conștientă de chestia asta. Vrea să audă de la voi, va, iubito, ție stă bine oricum. Da? Deși nici aici s-ar putea să nu meargă foarte bine. Deci dacă zici că nu are fundul mare, își dă seama că o minți. Dacă îi spui că are fundul mare, sper să fiți Hussein Bolt. Și să... Salut! Eu sunt cu prietena pe Skype în timpul ăsta și ea vede toată povestea. Intru într-un tunel, nu te mai aud. Cine dracu dă 3 milioane pe pereche de pantofi, frate? Da. Două știri care se bat cap în cap, dar vorbim de România și la urmă urmei știrile de genul. Te-ai uitat la cât am început? La cât? La și 10. Perfect, mulțumesc. Două știri care se bat cap în cap, thank you, care se bat cap în cap, dar vă spuneam, la urmă urmei trăim în România și știrile care se bat cap în cap sunt frecvente la noi. Aflați, copiii din familiile defavorizate, v-am mai spus știrea, dar vă repet ca să vedeți că se leagă de altceva, copiii din familiile defavorizate ar putea
primi tichete de 50 de lei pentru a merge la grădiniță. A doua știre este: românii vor cumpăra în acest an croaziere de peste 4,2 milioane de euro. Cu care să încep? Aia cu copiii care vor putea, s-ar putea să primească 50 de lei tichete ca să poată să meargă la școală în învățământul preșcolar? V-am mai spus-o, deputații au adoptat proiectul care prevede acordarea de tichete în valoare de 50 de lei pentru copiii din familiile deci măcar pentru toți, doar pentru cei din familii defavorizate, pentru a stimula participarea acestora la învățământul preșcolar. 11.000 de copii urmând să beneficieze de această măsură, costurile ridicându-se la 39 de milioane de lei. Cineva a fost chiar împotrivă, pentru că proiectul a fost adoptat cu 289 de voturi pentru, 1 împotrivă și 5 care probabil că nu știau despre ce e vorba, ca urmare s-au abținut. Prevede ca în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar al copiilor din familii defavorizate, al creșterii accesului la educația acestora și să se instituie stimulentul educațional sub formă de tichete sociale. Da? Las toată povestea asta, iar au început colegii să lucreze în spate. E o plăcere deosebită. Da? Aflați partea a doua a știrii, în care românii vor putea cumpăra în acest an croaziere de peste 4 milioane de euro. Vă spuneam și ieri, la finalul emisiunii, că nu reușesc să înțeleg românii. Ne plângem cu toții că suntem niște amărâți. Bă, unde vă uitați peste tot? Pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe nu știu, unde îți mai scrie, pe Tumblr sau cum dracu se cheamă, platforme de socializare, pe blogurile personale. Amărâți suntem, vai de mine, guvernul ne-o face, guvernul ne drege, guvernul nu ne dă. Și ce face? Îmi iau croazieră în Malibu. Bă, nu pot să înțeleg. E clar că există o clasă bogată și restul, care suntem amărâți. Eu, de exemplu, nici nu pot să-mi iau concediu după un an de muncă, nu-mi permit. De ce? Pentru că nu-mi permit. Nu mă ține buzunarul, eu aș vrea. Alții, în schimb, o duc mai bine. Românii vor putea cumpăra în acest an croaziere de 4,2 milioane de euro la un tarif mediu pentru o călătorie de 8 zile de 7-800 de euro de persoană. Asta în afara promoțiilor și, bineînțeles, fără taxe. La nivel mondial, piața de croaziere a înregistrat o creștere de 9%. În piețele emergente, cum este și cazul României, creșterea este și mai mare, fiindcă este considerat un produs nou, croaziera care este. A fost un an benefic pentru industrie cu creștere. Unii turiști s-au săturat de Grecia și de Turcia. S-au săturat de all-inclusive. Și vor să încerce un produs nou, a spus pentru Mediafax Ioan Bășea, director general al croaziere.net. Da? Românii s-au săturat de Grecia. Românii s-au săturat de Turcia. Românii nu mai vor all-inclusive. Bă, all-inclusive însemnând totul gratuit. Gratuit însemnând că intră în prețul pe care l-ai plătit inițial. Tot ce vrea mușchitul. Nu mai vor. Vor mai nou, ceva mai... Bă, dacă ești bogat, trebuie să arăți că ești bogat. Dacă ești sărac, nu știi cum să o ascunzi. Dacă ești bogat, trebuie să arăți, frate. Da? Tariful mediu al unei croaziere de 8 zile fără promoții este de 7-800 de euro de persoană, fără taxe. Cea mai accesibilă croazieră, gen 8 zile pe Mediterană, la cabină interioară, costând în acest an 400 de euro plus taxe. Cât înseamnă, frate, 400 de euro? Vreo 16 milioane. Zic bine pe acolo? Nici dacă lucrez 3 luni în continuu, nu-mi permit. La polul opus, cea mai scumpă croazieră a fost una de lux, vândută cu 28.000 de euro. Itinerariul cuprinzând vestul Mării Mediterane, cu o durată tot de 8 zile. Amărâți, ce vă spuneam. În ceea ce privește topul porturilor unde se îmbarcă turiștii români, acesta este compus din Barcelona, Civitavecchia, Veneția, Genova, Savona, Amsterdam, Kiel, Hamburg și Copenhaga. În acest an și din portul Constanța s-au îmbarcat pe vase de croazieră numai puțin de 383 de români care au ales croaziere de 14 zile round trip. Peste 1800 de pasageri beneficiază de servicii de cruising anual prin croaziere.net. Măi, clar că e de asta de reclamă, da? Ați înțeles, croaziere.net, da? Nu e pentru mine, nu e pentru tine, clar nu e pentru tine, nu e pentru, e pentru aia care își permit, da? Deci mie îmi place că e interesant, articolul e scris de parcă m-ar informa cu ceva, dar de fapt e un articol publicitar pentru croaziere.net și am zis de 100 de ore, asta ar trebui să le trimit și o chitanță ca să îmi plătească o factură. 25.000 de croaziere, foarte bine.
Deci românii amărâții care se plâng că nu le ajung banii de pe o zi pe alta, care își votează pensii speciale, românii care își votează nu știu ce naiba, că ăștia sunt cei care își permit croaziere de 8, 9, 10, 8, 9, 1000 de euro, 12.000 de euro, 13.000 de euro, nu-s eu, nu ești tu, nu ești tu, nu ești tu. Sunt aia care și-au votat pensiile speciale, aia care au afaceri, aia care își permit să facă un Aston Martin cadou fiului la împlinirea vârstei frumoase, de altfel de 18 ani, da? E clar că eu n-aș pleca într-o croazieră, eu am stat pe malul Mediteranei, frate! Și mă uitam de pe țărm la bampoare, pentru că cine dracu poate să se apropie de ele? Nici să furi din ele nu poți să te apropii, dar aminte să mergi în croazieră. Într-o perioadă când stăteam pe malul Mediteranei, mă întrebase cineva, băi, dar noi de ce nu mergem să facem o croazieră? Să facem și noi un tur a Spaniei. M-am uitat la prețul 1200 de euro. Și lucram în Spania. Hai de mine cât am ucu. 1200 de euro n-ar fi fost mult. Dar în continuare am gândit, băi, dar cu 1200 de euro putem să facem o mulțime de chestii practice, adică na, ne luăm mobil, am luat mașina, eu știu ce dracu, poți să faci o grămadă de chestii. Dau 1200 de euro ca să ce? Să mă uit la apă în stânga, apă în dreapta, apă în stânga, apă în spate, să ce? Ies pe malul apei și mă uit. Ceea ce am și făcut. Da, asta arată că sunt român. Da, și acum o să spuneți, păi dacă frate ești din ăla prostan, nu știi ce înseamnă o croazieră. Nu știu, nu mă interesează. O croazieră să mă uit la apă de jur împrejur. Am vecini care îmi fac chestia asta. Mă inundă și mă uit la apă peste tot. Apă și jos chiar. Și deasupra. Ce-mi trebuie? Plus că acuși vine zăpada. Ce credeți că o să rămână zăpadă? Zăpadă nu, o să fie apă peste tot. Ați văzut ce s-a întâmplat la Constanța, nu? A venit iarna și gerul. Cum a venit frigul. N-au mai făcut față canalizarea. N-au mai făcut față canalizarea. Și e inundată Constanța. Era cel puțin ieri pe la ora 4. Vrei apă, du-te la Constanța. Să iei o croazieră de 1200 de euro. Puneam pe Facebook într-o perioadă motive pentru care îmi place Bucureștiul. Acum o să extind chestia cu de ce îmi place Bucureștiul și pe emisiunea asta. Zeci de bucureștini sunt blocați marți seară, erau în 12 tramvaie care staționează. Deci chestia s-a întâmplat aseară, da? 12 tramvaie au rămas blocate pe linii din cauza că un bou a lăsat mașina aiurea. De fapt, n-a lăsat-o el aiurea, a lăsat-o că a fost forțat, că a fost un accident. Din primele informații, o mașină s-a răsturnat pe șine și a blocat toată circulația tramvaielor, spune România Liberă. Ce înseamnă că s-a răsturnat? A zis mașina aia la un moment dat, bă, știi ceva? Hop! Ceva a făcut el acolo. Accidentul s-a produs într-o curbă în apropiere de stația Semănătoarea. Știm unde este habar, n-avem, nu? Mașina a lovit parapeții și apoi s-a răsturnat pe și beșinele de tramvai. Ha, te-ai prins, nu? Ce am zis. Da. Că la curbe șinele trăsnesc de tramvai. Că așa se aude. Poliția a ajuns la fața locului și a încercuit zona. Traficul rutier se desfășoară pe o singură bandă. Aseară, în continuare, vă zic, se desfășoară pe o singură bandă în direcția podului Grant. Zeci de călători erau blocați în 12 tramvaie și zeci de călători așteptau înfrigurați în Crângaș, Turda și Miciurin, ce ori mai fi și astea. Stații de tramvai, cred că. Deci ăsta este unul dintre motivele, iarăși, pentru care îmi place București. Știu că o să spuneți, băi, aici e vorba de un accident. Așa este, este vorba de un accident. Ce mă scoate din minți este că n-au avut o variantă. Adică e clar că Bucureștiul ăla este supraaglomerat, este suprapopulat, este supraaglomerat de mașini, în primul rând, și foarte mulți dintre cei care duc mașinile astea de colo-colo sunt niște nemernici care n-au pic de bun simț. Gen, nu că a avut un accident că s-a răsturnat cu mașina pe șina de tramvai, că se putea întâmpla oricui. Dar sunt aia care parchează pe șina de tramvai, că mă întorc imediat. Vine după 3 ore, 8 tramvaie stau la coadă și 15.000 de oameni se uită la el cu bâta în mână și cu torțe și furci. Furci! Așteptând să-i zică de bine. Nu? Ce, nu asta e enervant, că accidente se întâmplă. E enervant că regia de transport, RATB-ul, RAT tramvaiul, cum dracu se cheamă, n-are variante. Gen, în partea ailaltă a accidentului, să vină tot un număr de 12 tramvaie și să preia călătorii ca să meargă mai departe.
Înțelegeți? Da, gândiți-vă chestia asta. 12 tramvaie au stat la coadă în partea asta a accidentului fără ca cineva de la RATB să vină și să le spună: domnilor, coborâți din tramvaie, oculiți accidentul, toți cei 5, 6, 10 metri și urcați în tramvaiul pe care l-am adus special pentru voi pe partea elaltă. De ce să facem așa când călătorul bucureștean, el plătește și dacă a plătit, gata. Am plătit, nu mai am niciun drept. Hai să nu plătesc, ar fi o problemă. Da, am plătit, am urcat în tramvai, pot să stau 3 ore, frate, să aștept. Că nu-mi trimite nimeni un tramvai în partea aia de accident. Sau altă metodă de transport în comun. Nu, am stat și m-am uitat la ăia care s-au uitat și ei la rândul lor la o mașină cu roatele în sus. Fără să gândească, băi, am făcut niște poze, avem imaginea completă în imagini a accidentului, da, dați, frate, mașina la o parte. Dați drumul la tramvaie. De ce? Zeci de oameni așteaptă să dați drumul la tramvaie. Nu. De ce? Doamne ferește. Îs eu răutăcios, adică pe bune? Eram, iarăși spun, cei mai mulți români spun, băi, în afară se face așa, frate, nu o să ajungem niciodată. Nici nu vrem. Nu gândește nimeni ca în afară. Am avut ocazia să văd în Spania un accident. Eram cu autobuzul. E mult spus autobuz, e puțin spus de fapt autobuz. Era un autocar care face curse regulate între Castalia și Alicante. Undeva chiar înainte de ieșirea pe autostradă, într-un sens de la giratoriu mare, doi s-au pupat cu mașina. Da? Nu eram ieșiți pe autostradă, eram chiar înainte. Și autocarul s-a oprit, că nu putea să treacă. Călătorii au întrebat, ce facem mai departe, domnul nea șoferul, că noi trebuie să ajungem în Alicante la o anumită oră. Și tipul a spus, stați fără nicio grijă, dăm înapoi, a făcut giratoriu cu totul și ne-am oprit în prima benzinărie. De acolo a dat prin stație, care are o problemă, din partea opusă a venit alt autocar. Exact ce vă spuneam mai devreme. Și ne-a dus ăsta cu autocarul, a trecut pe sub autostradă, în partea cealaltă, și de acolo ne-a luat alt autocar. Ocolind accident. Deci, practic, am mers pe jos, pe lângă accident. Și oamenii au ajuns unde trebuiau să ajungă. Și noi românii spunem în continuare, rămânem cu ideea asta. Nu o să se facă niciodată în România, băi. Noi tot vrem ca în străinătate, vrem ca în străinătate, vrem ca în străinătate. Ne place cum lucrează străinii. E fantastic de frumos. Ne place ca în Occident. Dar noi doar atât, cu asta rămânem. Ne place, dar nu face nimeni ceva să, bă, hai să și facem ceva, să fie și la noi ca acolo. Nu. Înțelegeți? Și spuneți-mi că-s răutăcios. Nu mai pot eu. Bun. Ia uite. Știre absolut bestială. Azi e ziua în care-s răutăcios, dar nu-s vesel, ca să știi. Srăcit îmi curge nasul. Un nou record Guinness, vi-l zic. Una din marele probleme ale lumii s-a rezolvat printr-un record Guinness. 464 de persoane au urlat la lună timp de un minut în același timp în Marea Britanie. Nu mai vreau să trăiesc, frate. Îl știți pe ăla de pe net? Nu mai vreau să trăiesc pe planeta asta. Deci ăsta e un record Guinness. 464 de persoane au urlat la lună timp de un minut, măcar dacă făceau un efort să urle 10 minute sau o jumătate de oră, dar nu, un minut, în același timp. Sunt convins că Luna i-a auzit, da? Și s-a uitat la ei și a zis, proști sunteți! Da? Urlați la Marte, frate! Dar la Lună știți că e pustie! La ce să urlați la ea? Ce v-a făcut vouă Luna? Tare scurioasă. Ce a urlat? Hei! Mai am 20. Cum, nu știu cum faci de fiecare dată 20 de minute. Și înainte să mor, tot cu 20 de minute am să vin la tine. Chiar te rog. Acolo chiar te rog. Și că înainte să mor, tot cu 20 de minute o să vin înainte. Mai ai 20 de minute. Așa. Vezi dacă nu m-ai ascultat. Ah, bine, lasă-mă să fac emisiunea. Cum faci, că deci nu trebuie să pleci, că în momentul în care ai plecat, 20 de minute mai ai. 20 de minute mai am, bun, am înțeles, tu ele ca în filmul ăla, știi, mai ai 5 minute. Înțelegi ce ți-am zis? N-am înțeles, fac emisiunea, las că-mi zici pe urmă. Mai ai 20 de minute. Mai am 20 de minute. Și de viață și de emisiune. Foarte bine, dar las ție tot ce am eu.
El nu știe ce-l așteaptă, săracul, la ce datorii am. Deci, vă spuneam, apropo de idioți, vorbim în continuare. Un număr de 464 de persoane, dintre care cele mai multe erau deghizate în vârcolaci, au urlat la lună timp de peste un minut sâmbătă seară în comitatul Bedfordshire din Marea Britanie și au stabilit astfel un nou record mondial, informează Reuters. Cei 464 de urlători s-au reunit la Mead Open Farm, un parc de distracții care are ca temă centrală Halloween-ul și au reușit să stabilească acest record. Precedentul record de doar 296 de persoane care au urlat la lună timp de un minut fusese stabilit în Statele Unite de studenții de la Universitatea St. Cloud din Minnesota. Haideți să vă zic o chestie. Dacă studenții din Tudor, din Iași, ar vrea să doboare acest record mondial, ar face-o fără probleme. N-ați văzut cum se face în Tudor când se ia curentul? Acolo sunt 5.000 de studenți care urlă odată. Nu, n-ați văzut niciodată, căutați pe net ce se întâmplă când se ia curentul în Tudor. Veți auzi cum urlă 5.000 de studenți. Evident, fiind studenți și fiind și studenți români, nu s-au gândit vreodată că pot stabili un record Guinness. De aceea le dau eu acum ideea. Când se ia curentul data viitoare și se va lua, vă asigur eu că în Tudor se ia curentul, am înțeles, frecvent, și vă apucați 5.000 de oameni de urlat, nu la lună, să înjurați Enelul sau Eonul, da? Vă rog să fie cineva de la Guinness cu voi. Vă dau un sfat, e prietenesc, e bun. Stabiliți un record. 5.000 de studenți nervoși înjurând în același timp Eonul. Record mondial garantat. Da? Aici, dacă 464 de oameni au urlat la lună timp de un minut, nu vreți să știți cum arată când se ia curentul în Tudor, unde timp de 10 minute, 5.000 de studenți răcnesc unii la alții. Nu neapărat la alții, urlă, că așa e, nu știți să face chestii, și aruncă cu borcane și cu hârtie igienică, cu hârtie igienică folosită, da? Că se poate. Ăla record mondial, frate, nu... Halloween-ul se celebrează în noaptea de 31 octombrie, precedând sărbătoarea creștină tuturor sfinților de pe 1 noiembrie. Halloween-ul, care va ridica din nou mari probleme cu Biserica Ortodoxă Română, care a spus deja că e o sărbătoare păgână și că ar fi bine să nu se mai celebreze Halloween-ul, că e o sărbătoare nu știu de care și nu știu de care, adică sfinții noștri sunt mai buni decât sfinții lor. Cam asta a fost. Au, îmi pare rău, îmi trag nasul, n-am variantă. Decizie nu doar controversată, ci și dureroasă pentru toți bărbații din lume. Playboy nu va mai publica fotografii nud. Tan, tan, tan! Hei, acum începeți pentru recordul mondial de urlat. 4 miliarde de bărbați care urlă în același timp. Da? Revista Playboy nu va mai publica fotografii ale unor femei care pozează complet goale, relatat de New York Times luni într-un articol care îl citează pe Scott Flanders, directorul executiv al grupului Playboy Enterprises. Cititorii Playboy, o revistă glosie pentru bărbați, celebră pentru pictorialele sale nud, pot spune cu sinceritate că au cumpărat revista pentru articolele sale. Bă, ăștia au pus probabil un director femeie. Mă gândesc. Au pus un manager, n-au pus? E durere și pentru tine? E dureros. Cine, întrebare, cine cumpăra revista Playboy pentru articole? Pentru articole cumperi Cosmo, Cosmopolitan, care, acum, deși este pentru femei în general, eu, de exemplu, am citit-o cu foarte mare plăcere. E mișto de citit Cosmo. De cumpărat Playboy o cumperi nu pentru litere, decât pentru gen D, W, D, E, pentru aia cumperi Playboy, singurele litere. Hugh Hefner, în vârstă de 89 de ani, ale căror celebre pijamale de mătase au întruchipat stilul revistei Playboy, a fost de acord lunea trecută cu o sugestie făcută de editorul Corey Jones, și anume stoparea publicării de imagini cu femei goale. Oleg, salut! Îl cunoști pe unul Corey Jones? Cred că trebuie să-i rupem picioarele! Chiar l-am sunat. Cum, frate, să faci chestia asta? Să vină un bărbat și să spună, băi, eu cred că trebuie să încheiem, să nu mai publicăm poze nud.
Cine ești, mă, Cory Jones? Îl căutați pe net. Playboy, revista care a avut-o pe Marilyn Monroe pe coperta numărului său de debut din 1953, a optat pentru aceste modificări după ce tirajul a scăzut de la 5,6 milioane în 75 la aproximativ 800 de mii în zilele noastre. Și atunci o să se meargă pe editorial, mult mai am. 10 minute. Mai am 10 minute. Ah, nu știam ce vrei. Se merge mult pe editorial, o să se meargă mult pe... Apropo de editorial, va fi o femeie, editorialistul, care va scrie cu entuziasm despre sex. Avem internet. Avem internet care este plin. Internetul este pentru porn, în caz că nu știați. 97% dintre utilizatorii de internet folosesc internetul strict pentru porn. Adică dacă îi întrebați pe aia, domnule, ai citit un articol pe internet? Poți să citești articole pe internet? Bă, dar tu la ce-l folosești? La porn! Logic! Nu vere. Poți să te uiți și la alt fel de filme, la alt tip de filme. Poți să vezi documentare. Da, despre sex? Nu! Viața în sălbăticie. Luna, Marte, sănătate, politică, da? Ăia nu știu, 97% dintre utilizatorii de internet îl folosesc strict pentru porn. Ok. Există, apropo de decizii idiote, Playboy, revista celebră pentru bărbați, nu mai publică poze nud. Aflați că există un medicament care te poate face să muncești mai mult. Întrebarea se pune, de ce? Modafinil a fost produs în Franța în anii 70. Este folosit încă din 1998 în Statele Unite ale Americii ca un tratament pentru narcolepsie și în ultimii ani este folosit de oamenii sănătoși care vor să rămână trești cât mai mult timp posibil și să-și accelereze procesul de gândire. Este un medicament care intră la categoria nootropice, dar în România ai nevoie de rețetă pentru modafinil. Păi și pentru a munci ar trebui tot o rețetă! Să mergi la medic și medicul să spună, domnule, ești cam leneș și eu cred că, uite, am să-ți prescriu niște muncă. Nu! Sebastian Serrano, care a încercat acest medicament și a publicat impresiile pe Vice.com, scrie că toți cei care încearcă acest drog au un motiv comun, să dea creierului un mic avânt atunci când trebuie să piloteze avioane, am scăpat, să opereze oameni non-stop, am scăpat și aici, să fie în ședințe constante cu afaceri globale, am scăpat clar și de chestia asta, și în cazul lui Serrano să citească o carte sau să introducă niște cifre în Excel. Eu citesc o carte, stând pe budă. V-am zis vreodată că eu am citit Shogun-ul. Ambele volume. Bă, Shogun-ul e o carte, uite așa de groasă cât e asta. Da? Aia de-o aveam eu. Două volume, uite așa de mari. Mi-a plăcut cartea aia atât de mult, aveam 12 ani sau ceva de genul ăsta, încât am stat pe budă și am terminat-o, m-am ridicat de acolo albastru. Nu mai am zis și pe blogul personal într-o perioadă chestia asta, da? Ai mei au crezut că am plecat de acasă de ceva vreme. Da? Eu eram pe budă liniștit, nu mai aveam nimic de făcut acolo, stăteam ca tâmpitul și citeam Shogun-ul. Când m-am ridicat, aveam picioarele piftie, dar cartea am citit-o. Deci, și n-am avut nevoie de Moldav, da, de ăsta. Ce am avut? Mi-am băgat ceva în cap? Mi-mi place că ea face semne de acolo. Mi-am expandat creierul. Da, lasă că nu pricep. Ceasul? Mi-a sunat ceasul? Noi jucăm aici un fel de mim. Mi-a crescut părul? Mi-a explodat creierul? N-am înțeles, bre, ce vrei să zici. Lasă așa. Unii spun că modafinil simulează creierul ca să producă hormonul histamină. Totuși sunt studii care arată că modafinilul acționează asupra creierului și cu un mecanism similar cu stimulenți precum amfetamină și cocaină. Medicii susțin că pastila a funcționat în cazul similar unui stimul cu electroșocuri. What? Cred că pe termen lung tinerii care bagă modafinil și alte medicamente asemănătoare au o putere de concentrare pentru un timp mult mai îndelungat. Asta însă îi va costa pentru că memoria lor pe termen scurt va scădea, ceea ce este un dezavantaj în situațiile în care ai nevoie de o gândire rapidă și flexibilă, spune medicul
nu știu care medic. Da? Există un medicament care te poate face nu neapărat să muncești mai mult, ci să fii activ ca intelect mai mult. Întrebarea, bineînțeles, rămâne aceeași. De ce? What? Crește mustața? Deputații... Nu, hai că fac altfel. Lasă deputații. Nu, de fapt, 9. Aha! 10 minute întregi. Corect. Rămân în partea asta a memoriei și a intelectului, una dintre cele mai mari probleme aduse de tehnologie ne strică somnul, ne strică somnul tu și memoria eu. Da? Din când în când se mai face și câte un studiu care arată cum ne afectează tehnologia starea de sănătate. Cel mai nou susține că folosirea computerelor ne slăbește memoria. Eu ce caut aici? Aici muncesc! Ha? Folosirea computerelor și a motoarelor de căutare ne slăbește capacitatea de a memora, potrivit unui studiu Kaspersky. Asta dacă te gândeai că telefonul poate cel mult influența dezvoltarea cancerului. Studiul a examinat obiceiurile de memorare a 6.000 de adulți în Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia, Olanda și Luxemburg și arată că peste o treime dintre subiecți apelează mai întâi la computere pentru a-și aminti informații. Nu și eu. Calculatorul apelează la mine ca să-i aduc aminte de câte ceva. Doctorul Maria Wimber de la Universitatea din Birmingham susține că tendința de a căuta informații împiedică formarea de amintiri pe termen lung. Creierul nostru pare să consolideze o amintire de fiecare dată când ne aducem aminte de ea, iar în același timp să uite informația irelevantă care ne distrage. Mai ții minte ce-ți povesteam eu ție de Arthur Conan Doyle și de Sherlock Holmes? Și de informații, că nu se chinuie nimeni, mai vorbesc și cu asistenta, da? Cu Alexandra. Oamenii se chinuie să uite informațiile care le sunt absolut inutile, gen Sherlock Holmes și că făcea chestia asta. Evident, vorbind de un personaj fictiv, da? La cei trebuie lui să știe că pământul se învârte în jurul soarelui. Sunt milioane de oameni care au informația asta și în caz de nevoie, unul dintre ei o să-i spună că așa se întâmplă. Lui îi trebuiau cu totul alte informații. Și atunci omul nostru uita, se chinuia să uite informațiile care nu erau de niciun folos. Și se străduia să memoreze foarte bine așezat pe căprării la el în creier informații care să-l ajute pe viitor. Mai ales în meseria pe care o practica el. Fiind detectiv consultant. Da? Cu alte cuvinte, eu m-am ghidat după sistemul ăsta și țin minte o grămadă de tâmpenii. Pe mine mă ajută, pot să susțin o discuție aproape în orice domeniu, am mai spus treaba asta, da? Nu la nivel de geniu, la nivel de bază, da? De bine, de rău, nu te plictisești cu mine la o petrecere. Poți să mă duci să vorbim la o petrecere de fizicieni nucleari sau de rocket scientist și poți să mă duci la o petrecere a măturătorilor de stradă și voi găsi ceva de vorbit cu fiecare dintre ei. Fără discuții. Fără probleme, nu fără discuții. Nu la nivel extraordinar, dar măcar de bază. Pentru că nu uit decât informațiile care nu-mi sunt necesare. Și consider că nu-mi sunt necesare. Gen, când, care este aniversarea căsătoriei părinților mei sau ce vârstă au. La ce mă ajută? Știu ei singuri. Serios, adică câți ani are maică ta? Frate, nu am nici cea mai mică idee. Când s-a născut? Nici nu știu. Pe cum să nu știi? Nu știu, știe ea, dacă are nevoie îmi zice. Nu? Pe bune, de la ce mi-ar trebui să știu asta? Știu care e ziua ei de naștere și îi urez mamei și tatălui și fraților de fiecare dată la mulți ani de ziua potrivită. Dar anume ce ani au, ce vârstă au sau când anume s-au născut, nici eu despre mine nu știu foarte bine dacă am 49, dacă am 39 sau 40. Nu știu. Așadar, aflați că tehnologia ne face să ne pierdem memoria și ne limitează și că intelectul. Pe de altă parte, puteți oricând să luați medicamentul ăla de mai devreme și să știți mai multe. În sfârșit, deputații au adoptat o ordonanță de urgență, ordonanța irigațiilor, dacă mi-ar merge jucărica și cu asta cred că o să și închei.
Deputația a adoptat noua ordonanță a irigațiilor care prevede investiții de 1 miliard de euro în această infrastructură, o lovitură puternică dată Bisericii Ortodoxe Române, care nu va mai fi necesară să iasă, va trebui să renunțe cumva la ieșitul cu icoane. Până acum noi ne-am bazat pe ieșitul cu icoane ca să plouă și să fie apă. Dar de acum, dacă ăștia bagă 1 miliard de euro, Miramaș, în irigații, nu o să mai fie nevoie. Deci oamenii ăia vor pierde undeva niște imagine, măcar dacă nu bani. Camera Deputaților a adoptat ieri ordonanța de urgență a Guvernului, în care au fost incluse amendamentele privind sistemul național de irigații, printre care și investiții de circa 1 miliard de euro în următorii 5 ani în acest domeniu. Deputații au votat în favoarea acestor amendamente după ce săptămâna trecută acestea au fost introduse în altă ordonanță referitoare la îmbunătățirile funciare, care nu au întrunit însă numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate. Credeți că o să meargă povestea asta? Ia mă să opresc de acum că nu mai am ce vorbi. Credeți că o să meargă? O să bage de adevăratele șmecherii ăștia? Nici eu nu cred. 1 miliard de euro în irigații, doar mergând pe ideea băgăm 500 de mii în irigații și 500 de milioane în irigații, 500 de milioane o să dispară pur și simplu pentru că nu e așa, există undeva un triunghi al bermudelor. Un politician în bermude, alt politician în bermude, alt politician în bermude, fiecare în altă țară exotică, făcându-și vacanța. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, Alexandra, îți mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Astăzi e miercuri, joi? Miercuri? Ce îmi place, e miercuri, joi? Mersi! Deci mâine ne vedem la o altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!